Un chip care îmbătrânește frumos nu înseamnă numai toxină botulinică sau acid hialuronic. Mai există ceva, mai există și un stil de viață sănătos, există și o lectură bună și o muzică bună și un gând bun pe care îl împarți cu ceilalți și aceste satisfacții, această viață trăită frumos poate te ajută, dacă ai și o moștenire genetică bună, să îmbătrânești diferit. Au fost pacienți care v-au cerut lucruri ciudate? Cineva mi-a cerut să implantez un microfon în partea occipitală. Dar pentru ce? Pentru a-i folosi în job. Dar, mă rog, mi s-a părut că nu eu sunt cea care trebuie să fac lucrul acesta. Nici nu înțelegeam. În general, nu fac intervenții pe care nu le înțeleg. Cred că au mai fost niște cerințe, uneori mai bizare. O pacientă mi-a cerut implant de păr pubian, de exemplu, și era la o vârstă înaintată și am întrebat-o de ce i-ar trebui așa ceva. Și mi-a spus că, în principiu, în momentul în care ar părăsi această lume, ar vrea să aibă o podoabă pubiană cât mai frumoasă, ca să nu fie comentată de alte femei care i-ar face... Deci e ceva între lugubru și exotic și mi s-a părut că... Nu mi s-a părut o explicație prea bună. E o singură dată în viață când mi s-a cerut așa ceva. În meseria de chirurg plastician, în specialitatea aceasta, ne întâlnim cu cerințe mai speciale și normal, trebuie să fim pregătiți pentru așa ceva. Plastiile de labii mici, de exemplu, sau de labii mari sunt necesare, au indicație și lumea trebuie să știe că se poate face așa ceva. Pentru că din jenă poți să nu vorbești despre lucrul ăsta și poate că ți aduce niște frustrări și niște complexe care pot să-ți afecteze calitatea vieții. E normal ca pe timp de pace, și slavă Domnului, suntem pe timp de pace, să ne ameliorăm calitatea vieții. Doamna doctor, suntem un popor de oameni frumoși? Da, suntem un popor, fizic vorbind, cu femei frecvent frumoase. Este o frecvență de femei frumoase, dar și de bărbați, aș afirma. Este o zestre genetică bună, dacă am compara cu Olanda, cu chiar în Statele Unite am văzut foarte mult. Cred că și Anglia au tenul care este foarte predispus la deshidratare extremă și ridare. Da? Am văzut multe acolo. De asemenea, avem puțini oameni clăpăugi, care poporul nostru nu prea acceptă urechile clăpăuge. Mi-aduc aminte că era o cerință foarte frecventă mai la începutul carierei mele. Acum ori nu mai sunt clăpăugi, ori nu mai vin la mine. Dar am avut surpriza ca în Marea Britanie să nu văd frecvent această intervenție. Pentru că probabil este un lucru atât de obișnuit și de acceptat și poate și o mândrie națională, încât nu recurgeau la operația aceasta. Se poate vorbi despre tendințe estetice? Dacă v-aș întreba să-mi spuneți tendințele estetice ale anului 2019, de exemplu. Una dintre operațiile la modă este ridicarea sprâncenelor prin abord direct. Adică cineva, sau coada sprâncenelor mai degrabă. Se face o tăietură, se excizează un pic de piele și se ridică în mod permanent coada sprâncenelor. Altă tendință este ca la persoanele care au buza albă, deci numim buza albă partea dintre buza roșie și nas. Și făceam operația asta de mult până să găsim acidul hialuronic pentru mărirea de buze. Și acum a revenit în forță pentru a exciza o mică porțiune de la baza nasului pentru a ridica buza superioară. Sunt românii preocupați în general de aspectul lor fizic? Da.
Există un apetit pentru schimbarea trăsăturilor și un apetit pentru chilipiruri. De aceea se adresează oamenii unor prestatori care nu sunt medici. Bărbații doresc și ei tratamente antirid cu toxină botulinică destul de adesea. Doresc acid hialuronic mai puțin. Rinoplastie apelează pentru o nouă formă a nasului. Apelează pentru întinerire prin adipolase rejuvenation, această combinație pe care am inventat-o eu. Și femeile? Femeile au nevoie de ridicarea sau reducția sânilor. De asemenea, mărirea de sâni rămâne, dar a scăzut mult ca și cerere. Cel puțin asta e ceea ce observ eu. Dar de ce credeți că a scăzut? Care ar fi și întinerirea. În primul rând, nu mai este chiar așa la modă. Dacă ați observat pe defilee sau pe podiumuri, pe podiumurile de modă, nu o să mai vedem acele voluptoase, acele voluptoase busturi, ci mai degrabă mai micuțe. Poate că are o importanță și faptul că este un corp străin. Poate că așa de mulți chirurgi încât eu, care totuși am niște tarife situate mediu sus, poate că se preferă poate tarife mai mici. Și de asemenea operațiile de întinerire cu țesut adipos, lasere și PRP.